Teatru Național Radiofonic. Fonoteca de Aur. Moștenitori. Comedie de Branislav Nușici. Traducere de Mirko Živković. Adaptare radiofonică de Ștefan Tita. Povestea pe care vrem să vă o înfățișăm s-a petrecut cu 4-5 decenii în urmă. Ea are ca eroi pe Pavle Marici, inginer arhitect, antreprenor de construcții, pe asociatul acestuia Milan Novakovici, pe Rina, soția lui Pavle, și pe Spasoi Blagoevici, un iscusit om de afaceri. Mai sunt și alte personaje, mai mult, ori mai puțin importante, dintre care nu lipsesc și doi agenți de poliție. Lucru firesc, întrucât povestea debutează cu o spargere ciudată. Domnule Marici, a venit un domn. Zice că l-ați chemat dumneavoastră. A, da, da, să intre. Poftiți, domnule. Maria, du-te și anunță pe doamnă. Numai decât. Bună ziua, domnule Marici. Bună ziua. Dacă nu mă înșel, dumneavoastră sunteți de la comisariatul de poliție. Da, da. Am venit la chemarea dumneavoastră. Ca să spun drept, situația nu e chiar atât de gravă. A, de altfel, iată-o pe soția mea. Rina, dumnealui e de la poliție. Da, să știți că nu prea am ce să vă spun, în afară de faptul că la noi a fost săvârșit astă noapte un furt. Da, să vă povestesc eu cum s-au petrecut lucrurile. Soția mea și cu mine am fost aseară la teatru. Când ne-am întors acasă, n-am observat nimic suspect. Toate erau la locul lor. Azi dimineață însă, unul din sertarele acestei măsuțe, vedeți, era deschis. Trebuie să vă spun că de obicei acest sertar stă încuiat. Da, de data aceasta toate lucrurile din el erau vraiști. După cum de altfel puteți vedea și dumneavoastră. Da. Se vede cât de colo că sertarul a fost deschis cu forță. Sigur. Ați putea să-mi spuneți ce s-a furat? Măsuța e a soției mele. Ea știe mai bine ce i-a dispărut. De altfel, ea și-a anunțat comisariat. N-a fost parta decât această casetă pe care o țin întotdeauna încuiată cu cheia și în care îmi păstrez scrisorile. Ei bine, de la prima aruncătură de ochi se vede că lipsește o parte din aceste scrisori. Va să zic că nu e vorba de bani. Nu. Prin urmare, nu s-ar putea susține că spărgătorul a venit din afară. Aveți servitori în casă? Da, avem o slujnică, dar pe ea nu o putem bănui. E o bătrână cinstită și e de mulți ani la noi. V-au dispărut numai anumite scrisori sau... Da, pentru mine toate scrisorile sunt la fel de importante, domnule. Unele din ele sunt din tinerețea mea, scrisori intime. Dacă dumneavoastră credeți că e necesar, putem deschide o anchetă oficială. Dar eu aș zice că e mai sănătos să nu dăm acestei chestiuni mai multă importanță decât are. Da, știu și eu. Un lucru e sigur. Spargerea n-a fost săvârșită din dorința de a jefui, iar spărgătorul se află în casă. Eu consider că nu mai este nevoie de nicio altă constatare. Și cu aceasta vă rog să-mi permiteți să mă retrag. Da, vă rog. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Ai auzit? Agentul de poliție a ajuns la concluzia că spărgătorul se află în casă. Da, am auzit. Așa. Și nu bănuiești pe nimeni? Mă? De ce taci? Bine, mă duc în oraș. Poate te mai gândești până mă întorc. A venit supraveghetorul de la șantier. A, Alioșa, da, să intre. Mă duc să-i spun. Ei, ce-i Alioșa? Ce s-a întâmplat? Trăiesc, domnul inginer. De ce ai plecat de la șantier? Păi, v-am tot așteptat până acum. Credeam că o să veniți. Credeam că o să veniți, ca de obicei, de dimineață. Și dacă am văzut că întârziați... Hai, vorbește, omule, odată, da. De ce m-ai așteptat? Domnul inginer, nu știu cum să vă mulțumesc. Cum să vă arăt cât vă sunt de recunoscător. Acum 3 ani m-ați primit în slujbă. N-ai de ce să fii recunoscător. Ești un lucrător bun, sunt mulțumit de tine și cu asta basta, ce mai... Păi, tocmai de asta îmi pare rău. Și nu știu cum să fac să nu vă jignesc. Cum să? Zău, mi-e teamă să nu vă jignesc. Vă rog să-mi primiți demisia. Demisia? Dar cum vine asta? Ți-ai găsit o slujbă mai bună? Nu, nu e vorba de asta. Nu cumva ești bolnav? Nu. Atunci spune odată, omule, ce ai? Trebuie să vă spun. Nu pot să
Nu pot să mă ascund de dumneavoastră. O cunoașteți pe Lidocica mea? Pe nevasta ta? Da. M-a părăsit. Cum te-a părăsit? Uite așa. Bine. A fost aici la noi un cântăreț, unul care cânta la operă, Pierkovski. Așa. Ea mi-a spus că îl iubește și că nu poate trăi fără el. Eu am rămas plângând și ea a plecat cu el la Berlin. Ha. Când s-a întâmplat treaba asta? Acum 3 luni. Acum 3 luni? Păi de atunci ai avut tot timpul să te obișnuiești cu noua situație, nu? Nu, domnule inginer. Eu o iubesc pe Lidocica. O iubesc tot așa de mult ca și înainte. Ea mi-a scris că e fericită cu el, numai că tot eu trebuie să o ajut. Cu bani? A, nu. Bani are, are destui. Ascultați ce scrie. Dacă tu, Alioșa, vei înceta să te mai gândești la mine, voi fi în adevăr cea mai fericită femeie din lume. Păi asta e lezne de făcut. Scrie că de acum încolo n-ai să te mai gândești la ea și gata. Nu pot. Mi-este peste putință să nu mă mai gândesc la ea. Vreau să fie fericită. Da? Și cum ai de gând să o faci fericit? Păi, ce mi-am zis? Pentru că o iubesc, nu pot să nu mă gândesc la ea. Dar dacă eu mor, n-am să mă mai gândesc. Cum adică dacă mori? I-am scris așa. Când vei primi această scrisoare, nu mă voi mai gândi la tine, Lidocica, căci mă vor fi acoperit valurile Dunării. Auzi, să te omor de dragul unei femei care te-a înșelat. Nu, dragul meu, Alioșa, nu, nu. Nimeni nu se omoară de dragul unei femei necredincioase. Haide, calcă-ți pe inima, Alioșa. Distrează-te cu prietenii. Uită, măi, femeii sunt destule. Da, da, i-am scris doar. Ei, și? N-are decât să te creadă mort. Fă astăzi așa cum te învăț eu. Și dacă nu ți-o trece starea asta de deprimare până mâine, atunci n-ai decât să faci cum vrei tu. Dar îi dai asta inițial. Da. Nu te poți duce nicăieri în halul ăsta. N-ai niște haine mai ca lumea? Astea sunt atât de jerperite și de murdare. Ah, îți dau eu un costum și o cămașă. Nu, nu, domnule inginer, nu, 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 nu primesc niciun capăt de ață. Haide, lasă moftule, omule. Uite, uite, hai să te îmbraci cu hainele. Nu primesc, domnule, doamne, doamne, nu primesc, domnule inginer. Haide, hai, 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 fără multe fasoane. Dacă stăruiți dumneavoastră, fie, dar să știți că... Așa, vezi? Eh, ia-ți hârtire din hainele vechi și ai grijă să nu le pierzi. Eh, așa mai zic și eu. Acum poți face față în orice împrejurare. Iar mâine, când o să ne vedem, sunt sigur că ai să privești viața cu alți ochi. E, acum, haide, du-te. Haide, du-te. Să trăiți, domnul inginer. Dar știți, totuși eu i-am scris... Bine, acum... bine, bine. Haide, du-te. Să trăiți. Doamna a plecat? Da. Ascultă, Maria, nu sunt acasă pentru nimeni, m-ai înțeles? Am înțeles. Așa. Nici pentru mine? Ah, dumneata ești, domnule Lubomir. Voiam doar să predau slujnicii cartea pe care mi-ați împrumutat-o, însă negăsind-o, da, mi se pare că vă deranjez. Într-adevăr, nu e un moment potrivit pentru tânărul meu prieten, am întotdeauna vreme. Poți pleca, Maria. Da. Vă rog să-mi dați voie să mă retrag. Nu, 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 rămâi, te rog, rămâi. Sunt foarte tulburat. Într-un asemenea moment, un prieten e întotdeauna binevenit. Când cineva suferă așa cum sufer eu, până și compătimirea, dacă e sinceră, iese de folos. Cum? Dumneavoastră suferiți? Da, dragul meu. Soția mea mă înșală. Ce? Da, da. De fapt, nici nu știu de ce m-am destăinuit. Poate pentru că ai apărut așa, ca din pământ, în fața mea. Sau poate pentru că am simțit nevoia să rostesc cu glas tare ceea ce mă frământă de azi dimineață. Uite, am aici scrisorile amantului ei. Da, da, el e. Exact ceea ce bănuiam. Prietenul meu din copilărie, colegul meu de școală, asociatul meu în afaceri, prietenul meu nedespărțit. Domnul Milan Novakovici? Da, da, el. Ah, ce fapt odios. Ce mărșăvie. Și acum ce aveți de gând să faceți? În starea de tulburare în care mă aflu, mă tem să nu iau vreo hotărâre pripită. Ce-ar fi să plecați de acasă pentru câteva vreme? Da. Da, am să plec. Dacă vă mai pot fi cumva de folos, vă stau cu plăcere la dispoziție. Dacă ai vrea, ai putea într-adevăr să-mi fii de folos. Dar vă rog. Uite, vezi mapa asta. Aici este cea mai de seamă comoara mea.
De 7 ani mă ocup de această lucrare din domeniul hidrografiei. Hidrografie? Da, cu convingerea că ideile mele se vor impune cândva în lumea științifică. Cum v-ați ocupat așadar și de această ramură a științei? Da, e drept, sunt arhitect și inginer constructor, dar vezi, pe mine m-a interesat întotdeauna hidrografia. Hârtiile pe care le vezi aici zăceau netulburate într-un sertar. Însă nu știu cum, în clipele acestea de grea încercare, m-a fulgerat o bănuială. Nu cumva în lipsa mea, soția mea va face uz de aceeași metodă de care m-am folosit eu față de ea. Nu va forța sertarul biroului meu cu ideea năstrușnică de a se răzbuna, rupând 2-3 foi din manuscris. Nu cred. Oh, nu știi de ce sunt în stare femeile în furia lor nesăbuit. Ca să apăr acest manuscris, m-am gândit să ți-l încredințez dumitale. Mie? Domnule Marici, dar nu cred că merit. Iată comoara mea. Acum îi cunoști valoarea și cred că vei ști să o păzești. Vă rog să fiți încredințat de acest lucru. Am să o păzesc ca pe ochii mei din cap. Asta e și dorința mea, tinere. Și acum la revedere. La revedere. La revedere, domnule Marici. Alo, 1429. Da, firma Radi și Todorovici. Da, inginerul Marici. Voiam să vă înștiințez că voi lipsi o vreme din localitate. Da, peste 2 zile este scadența dumneavoastră. Vă rog să vă adresați asociatului meu, domnul Novakovici. Da, el este împuternicit să semneze numele firmei ca și mine. Iar contul curent este... Da, vă adresați lui, da. A venit domnul Novakovici. Cum? Eu i-am spus că dumneavoastră... Nu face nimic, să intre, lasă să intre. Bună ziua, știi, am fost la șantier și negăsindu-te am crezut că ești bolnav. De aceea m-am repezit în casă. Haide, nu te mai preface, spune drept. Cum? Te-a trimis nevastă-mea la mine ca să vezi care e situația după ce v-am descoperit secretul, nu? Despre ce secret vorbești, zău, dacă înțeleg? Nemernicule. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ești un om de nimic. Ia ascultă, Pavle, hai să vorbim deschis. Păi dacă tu ți închipui că a vorbit deschis înseamnă să recunoști pur și simplu ce s-a întâmplat, atunci să știi că te înșeli amarnic. Nu e vorba să recunosc, frate, dar poate că trebuie să mă justific. Dar ce nemernicia se poate justifica? Doamne Dumnezeule, oare nu ești în stare să privești lucrurile mai lucid? Nu vezi că așa e viața? Așa e de când lumea și pământul, așa. Ascultă-mă pe mine. Tu ești mereu ocupat. Pleci de dimineață pe șantier, îmbuci câte ceva pe apucate, seara te întorci acasă frândă oboseală și chiar atunci, istovit cum ești, nu găsești altceva mai bun de făcut decât să te cufunzi în hârțoage, în lucrările tale științifice. Da. Numai soții tale nu catadixești niciodată să-i adresezi un cuvânt mai drăgăstos. Uiți că e tânără, că e fire să-i placă petrecerile, să dorească să-i se acorde atenție, să fie alentată. Acum a obținut tot ce și-a dorit cu prețul căsnicii noastre distruse și cu colaborarea rușinoasă a prietenului, a asociatului meu. Păi nu are nicio importanță dacă sunt eu sau altul. Așa. Este o simplă întâmplare că tocmai eu am avut destul timp ca să mă ocup de ea și să-i acord toată importanța și atenția pe care o merită. Afară! Afară! Ieși afară! Mă rog! Ieși afară! Dacă dorește, ce? Mă rog! Asta este ceva nemaipomenit. M-ați chemat? Mario, te rog să-mi pregătești schimburile, hainele de culoare albastră și tot ce-mi trebuie pentru drum. Plecați? Da. Pentru câtă vreme? Da, de unde vrei să știu eu? Vă întrebăm ca să știu ce valiză să pregătesc. Valiza cea mare sau... Nu-mi trebuie nicio valiză, niciuna, auzi? N-aș vrea să iau cu mine nici măcar o batistă din casa asta. Nu mai trebuie nimic. Haide, du-te! Cum doriți. Așa. Te-ai și întors, Nina. Da, Pavle, și aș vrea să lămurim unele lucruri. Îmi pare rău, dar chiar în clipa asta trebuie să plec. Unde pleci? Nu știu încă. Pentru mai multă vreme? Nu știu. E mai bine însă să te aștept la o lipsă mai îndelungată. Chiar foarte îndelungată. Asta înseamnă? Înseamnă că plec. Asta Pavle! Pavle! De la plecarea lui Pavle Marici s-au scurs 3 ani și în intervalul acesta s-au petrecut multe schimbări, după cum vom afla îndată. Iată-ne în somptosul apartament al Rinei și al lui Milan Novakovici, fosta soție și respectiv fostul asociat al lui Pavle Marici. E dimineața după micul dejun. Iar ești posomorât. Iar s-a evit un norișor. Ai să-mi reproșești ceva? Absolut nimic. Atunci ce mai aștept? Hai, înzeninează-te.
cât de drăguță ești tu. E, dar acum, acum trebuie să plec. Oh, Doamne, doamne, ce copilăroasă sunt. Uite, în clipa asta mă gândeam cât de minunat ar fi fost să nu fi primit slujba asta și să fi rămas toată ziua acasă, lângă mine. Așa ai fi fost numai al meu și eu numai a ta. Copilării, nu? Da, știi ce plăcere îmi fac copilăriile? Da, da, la revedere, scumpa. La revedere. Stai, stai să nu uit. Când te duci la birou, poți să faci până acolo cât vrei. Chiar și o jumătate de oră. Dar la prânz, să știi, trebuie să vii repede acasă. Se înțelege, se înțelege. Se înțelege, da, la revedere. La revedere, la revedere. La revedere, la revedere. Doamne, a venit domnul Anta, ruda dumneavoastră. Domnul Anta? Spune-i să intre. Ce e, dragă Anta? Ce s-a întâmplat? Ana, dă-mi un pahar de apă, te rog. Dar nu mai decât. Nu-ți fie teamă că nu s-a întâmplat nimic. Atunci de ce ești așa de tulburat? Păi cum să nu fiu tulburat? Parcă tu n-ai să fii tot așa de tulburată când ai să afli ce-am aflat eu. Am văzut, zic că tot s-a întâmplat ceva. Spune odată ce este pentru Dumnezeu. Poftiți paharul cu apă. Da, mulțumesc. Ana, poți pleca. Mulțumesc. Așa, spune. Mulțumesc. Rina, da. Tu suferi de inimă și trebuie să-ți aduc chestiunea la cunoștință cu băgare de seamă și pe ocolite. Ia uite, bea și tu apă, bea, bea, da, te rog. Bine, 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 bea. Așa, te rog, da. Așa, îi spune odată. Atunci ia să-mi spui tu mie dacă îți mai aduci aminte de vremea când erai fată și te-ai măritat. Dar ce întrebare mai ești asta? Ai răbdare, uite că am ajuns și la chestia cu plicina care te interesează. Vă să zic că te-ai măritat, da. Foarte frumos. Și pe urmă, ce-a mai fost? Pe urmă, nu știi? Am rămas văduvă. Să vedem pe ce bază susții că ești văduvă. Bărbatul dumitale s-a supărat într-o bună zi pe dumneata și a părăsit căminul conjugal spunând că pleacă, nu se știe unde și că nu știe când se întoarce. Da. O asemenea declarație ai depus dumneata la tribunal, așa e? Da, așa e. Și de atunci a fost bun plecat. A doua zi, i s-au găsit hainele pe malul Dunării, iar în palton se afla printre altele și actul de identitate. Este? Da. Cadavrul a fost descoperit abia după 6 săptămâni, hăt departe, în josul Dunării, de nerecunoscut. Dar s-a stabilit că acest cadavru stătuse 6 săptămâni în apă. Taman atât că trecuse de la dispariția soțului dumitale. Da, așa e. Monograma de pe cămașă era lui. Și atunci i-am făcut cu toți o mormântare clasa întâi. Ia să-mi spui ce ai făcut dumneata după ce ai rămas văduvă. După ce am rămas văduvă, ce să fac? M-am măritat din nou. Păi vezi, asta a fost o mare greșeală. Nu trebuia să te măriți din nou. Ascultă, draga Anta, asta mă privește numai pe mine și nu dă voie nimănui să se amestece. Nu, aici ai greșit. Uite, de pildă, aș putea să-ți povestesc pățanea unui oarecare Saveta Tomici. O, Doamne Dumnezeule, lasă-mă în pace cu Saveta Tomici adumitare. Să știi că nu este o savetă închipuită, ci o savetă în carne și oase. Și dacă ai să mă asculți până la urmă, să vezi că să-mi dai dreptate. E bine, hai, spune ce ai de spus, poftim. Cum ziceam, Saveta Tomici și-a pierdut bărbatul în război. A primit și înștiințarea oficială. Da. Atunci ea, ca o văduvă adevărată, s-a măritat de a doua oară cu un conductor de tren. Dar într-o bună zi s-a întors acasă primul bărbat, viu și nevătămat. Vezi, Doamne, omul nu murise, fusese doar luat prizonier. Și așa a fost silită să se întoarcă la primul ei bărbat, întrucât i s-a anulat a doua căsătorie. Ascultă, omule, ce vrei să spui? Bea nici capă, bea cu ele, stai, stai. Așa, spune pentru Dumnezeu. Spune mai departe. L-am văzut pe primul dumitale bărbat. Nu se poate. Nu se poate. Nu poate fi adevărat. Spune că nu e adevărat. Hai, spune. Sau dacă e adevărat, atunci, atunci eu nu mai sunt în stare să gândesc. Rina, Rina, vezi că am avut dreptate? Ia spune-mi ce ar fi fost dacă nu spuneam pe ocolite și cu băgare de seamă, așa cum numai eu mă pricep să o fac. Ordinar. Stai. Alo? Alo, dăm 14:24. Așa. Cu domnul Novakovici. Cum, n-a ajuns încă la birou? Căutați-l mai bine, vă rog, nu se poate să nu fie ajuns. Rina, Doamne, n-a ajuns. De ce-l mai deranjez și pe el? Dar cu cine să mă sfătuiesc dacă nu cu soțul meu? Da, da, ai dreptate, asta așa e. Ascultă, draga Anta, nu mă lăsa să alarmez pe toată lumea. Dacă ai făcut o glumă sau, eu știu, poate că ți s-a părut că l-ai văzut. Cu iarde de glume în asemenea împrejurări. Păi negustorul Histi stătea în fața prăvăliei lui și a rămas cu gura căscată când a dat cu ochii de el. Hai de mine, da. Stai să mai încerc o dată. Încearcă, dar, încearcă. Alo? Alo? Mai dăm, te rog, 14:24. Așa, cu domnul Novakovici. Tot n-a ajuns la birou? Îngrozitor, e cu neputință. Ascultă, draga Anta, uite ce te rog. Da. N-ai vrea ca o rudă bună ce-mi ești să te duci la Ministerul Construcțiilor? Da, nu da. E departe. Milan trebuie să fi sosit, o fi oprit pe semne în alt birou. În fine, nu se poate să nu fie ajuns. Da. Găsește-l și spune-i să lase bine, totul bine. Baltă și să vină numai decât bine, acasă. Bine, te rog, întoarce-te și dumneata cu el. Vrei să înțelegi? Așa. Vai de mine, Doamne, ce să mă fac? Ce să mă fac? A venit domnul Mile. Domnul Mile?
Să intre numai decât. Poftiți, domnule. Ce mai face bebelușul meu drag? Vai, Mile, sunt atât de nefericită, atât de nefericită. Ah, dar din ce cauză turturica mea? Închipuiește-ți, dragul meu, primul meu bărbat, știi, cel care s-a sinucis, care așa s-a necat, a reapărut. Trăiește! Fii tare, bebe! Trebuie să existe o portiță de scăpare. Nu se poate să nu fie. Pentru asta însă ar trebui să ne sfătuim cu cineva, scumpă. Cu cine să mă sfătuiesc? Cu cine naiba? Dacă de o jumătate de ceas îl tot caut la telefon pe bărbatul meu, iar el ia-l de unde nu-i. Cine știe pe unde fi zăbovit, dacă nici până acum n-a ajuns la birou? Păi nici n-o să ajungă înainte de ora 10. Dar de unde știi tu cu atâta precizie? Poate știi chiar și unde se află? Cum să nu știu? De altfel și tu știi tot atât de bine ca mine că înainte de a ajunge la birou, dumnealui se oprește întotdeauna la Lidoci ca să ia o cafea. Doar treaba asta se întâmplă în fiecare zi de când s-a întors Lidoșca de la Berlin, unde și-a lăsat, mă rog, tenorul. Mă rog. Până la 10 e acolo, să știi. Nu pot aștepta până atunci, nu pot. Păi, să vedem ce e de făcut. Nu știu. Ha! Ce? Madame Sale. Ce-i cu Madame Sale, e vecină cu Lidoșca. Stau la același etaj, pe același palier. Da. Dacă vrei, are telefon, eu pot să-i... Nu. Lasă-l. Nu vreau să-l stingheresc, nu. Uite, tocmai în asta constă armonia căsniciei noastre. Nu ne stingherim unul pe altul. Da. Asta nu. Dar ce pot să fac? Ce să fac? Ascultă, bebe. Da. Ce-ar fi dacă tu nu te-ai mai gândit la toate astea, scumpa mea? Ai, dragă mea. Hai mai bine să vorbim de altceva, iubito. Porumbița mea, scumpă. Închipuiește-ți că am rămas lefter, draga mea. Peste 2-3 zile o să încasez eu niște bani adevărat, dar până atunci n-ai vrea tu să-mi dai cu împrumut vreo 200 de dinari, porumbița mea scumpă? 200 de dinari? În sfârșit. Poftim banii. Ești cam des în criză financiară. Ma, dar ce pot să fac, bebe? Ce pot să fac, draga mea? Mă zbat și eu cum pot, dar viața este atât de complicată. Crede-mă, pe onoarea mea. În sfârșit. Nu l-am găsit pe soțul tău la minister. Nu-i nimic, neneanta, nu-i nimic. Iar dumneavoastră, degeaba insistați, domnule Mile. Pentru chestiunea dumneavoastră, vă sfătuiesc să-l căutați pe soțul meu la birou, fiindcă acasă nu primește pe nimeni. Am să vă urmez sfatul, doamnă. Da. Vă rog să mă scuzați. Nu face nimic. Bună ziua. Bună ziua. Și zici că nu l-ai găsit pe soțul meu? Nu e la slujbă. Nu se poate, trebuie să fie acolo. E 10 și un sfert. Să mai încerc o dată. Alo, 14:24. Da. Tu ești Milan? În sfârșit, bine că te-am găsit. Ascultă-mă, tu n-ai aflat nimic? N-ai auzit nimic? Vino imediat acasă, s-a întâmplat ceva grav, foarte grav, care nu suferă niciun fel de amânare. Simt că nebunesc. Agrăbește-te, te rog. Așa. Rână. Domnule Spasoie, pe unde intră? Scuzați, am bătut de două ori la ușă. Nu m-ați auzit pe semne. Pe semne. Vreau să vă rog ceva. Da. Fata mea, știți, ar vrea să dau o raită prin magazine ca să-și caute o rochie de mireasă. S-a apropiat funia de par, mâine voi mine se mărită. Și nu vrea nici în ruptul capului să se ducă fără dumneavoastră. Da, am venit. Da, bine, sigur că da. Am să merg, sigur că da. Dar altă dată, acum nu pot. Am treabă. De altfel, treaba asta te privește și pe dumneata. Pe mine? Da. N-ai aflat ce s-a întâmplat? Păi, cam ce aș putea să aflu, mă rog. Ce spui, neneanta? Cum se face că în afara de dumneata nimeni n-a auzit nimic? Păi eu n-am auzit, eu am văzut. Ce dracu ai văzut? Lasă că-ți spun eu acum ce am văzut. Domnule Spasoie, am să spună despre ce este vorba. Află că omul despre care știm cu toții că a murit și pe care l-am înmormântat, trăiește. De cine vorbești pentru Dumnezeu? A, știi foarte bine, doar ai moștenit casa de pe terazie și toată averea. De cine, mă rog, dumitale, a mai născut și gogorița asta? Neneanta! Ia, să-mi spui tu, Anta. Cum ți-a venit să dai drumul la o prostie gogonată ca asta? Păi dacă l-am văzut, tu l-am auzit că l-am văzut cu ochii mei. Pe cine? Pe Pavle Marici, pe care l-ai moștenit tu. El o ține una și bună. Aș înțelege să fi spus bună oară, s-a stins soarele. Frumos, accept, păi. Dacă luminează, trebuie să se stingă odată și odată, ce dracu? Sau să fi zis, e pitropul bisericii cu tare, a înghițit tur la biserici. Frumos, accept și asta. Că epitrop de ăștia care înghit la venituri bisericești până nu se mai satură, sunt, slavă Domnului, destui. E și când li s-a lărgit pântecele cât casa, sunt în stare să înghită și tur la, cu toate cele 5 clopote deodată. Frumos, accept și asta. Toate drăcovenile din lume le accept.
Da, că l-ai văzut pe omul pe care noi l-am înmormântat acum 3 ani de zile. Pasoie. Asta, vezi, bate-mă, omoară-mă, nu pot accepta. Credeți-mă că n-am dat cu ochii de el, m-a apucat un tremurat. Păi tu de ce dracu tremuri? Cum de ce, dale 10.000 de dinari? Care dinari? Păi n-ai jurat tu la judecătorie că i-ai dat bani în dărât? Am jurat, nu zic, ba, dar vezi că atunci nu era viu, era cum este. Aha, asta te roade pe tine, vă să zic. Dar tu ce credeai? Stai, că te lămurești, că odată. Uite codul penal. Nu mă despar de el niciodată, el mi-a îndreptat în viață. Așa, ia uite cu alea articolul care te privește. Așa. Jurământul fals, care va să zică un an închisoare și un an pierderea drepturilor civile. Adică poate și mai mult, dar de un an de zile poți fi sigur. Iată ce-mi pregătește dnealui mie, temniță, nu? Ce-ar fi dacă ți-ai mai arunca odată ochii în îndreptarul tău și ți-ai mai pune și ție câțiva ani deoparte? Eu n-am luat de la nimeni 10.000 de dinari. Sigur, cum să te murdărești tu cu mărunțișuri de astea? Da casa cu 3 etaje de pe terazie, da locul de casă de lângă gară, da 2 prăbălini în strada regele Petru, asta ce e? Și ce vrei să spui cu asta? Nimic, doar 3 juramente false, 7 certificate false, 4 avocați, o moștenire. Ia mai aruncă-ți ochii în cărticica de ca nu te desparți niciodată și vezi ce scrie acolo pentru asemenea cinstite fapte. Să nu îndrăznești cumva să mai spui vreodată ce ai mai spus acum. Bine că ai venit, dragul meu. Nena Anta l-a văzut pe Pavle Marici. Ce zici de asta? Da, din aur mi-a spus și Todici că a vorbit cu Pavle Marici. E nemaipomenit. Toți îl credeam mărturie. Cum n-a stat el acolo îngropat frumos și cinstit, cum se cuvine, 3 ani de zile? Păi tu îi spuneți și mie, de unde așa deodată să fie viu? S-a mai pomenit vreodată una ca asta? Cum? Adică dacă ai murit odată, poți să faci pe urmă ce vrei? Eu zic că în țările civilizate nu se poate să nu existe o lege care să statornicească precis. Cine e mort, e bun mort pentru toată viața. Dar la noi... Statul nu poate porunci nimănui să fie mort. Spune-mi, altceva n-ai mai aflat? Aud că a tras la Excelsior. Ce parcel? La hotel Excelsior, nu la cimitir. Asta e tot ce am putut afla. Ba stai, nu? Am mai aflat ceva. Ce? L-a întrebat pe Radi și de mine. S-a interesat unde locuiesc. Da? Zicea că are de gând să-mi facă o vizită. Cu dumneavoastră? Mie sau mai știi neveste mie, adică de neveste si. Mie? Dar de ce mie? Păi cum, dar tu nu ești iar acum nevasta lui? Milan, e adevărat ce spune omul ăsta? De unde vrei să știu eu? Dar pe ce te bizui dumneata când spui vorbele astea? Păi pe Saveta Tomic. Cine? Poftim alta acum. Cine mai fi și Saveta Tomic? E o femeie care s-a măritat crezând că e văduvă, iar când i s-a întors primul bărbat, tribunalul a transferat-o din oficiu, din a doua căsătorie, în cea de întâi, fără cheltuieli de transport și de strămutare. Și că așa e legea. Milan, nu vreau să ne despărțim. Na, liniștește, Terina, că nu există lege care să distrugă o căsnicie fericită. Ce spuneți dumneavoastră, e floare la ureche, zi așa. Întrebarea este, cum poate un om pe care noi l-am înmormântat acum 3 ani de zile cu toată cinstea și evlavia, cum poate omul ăsta zic și pe ce teme? Iată-l și pe viitorul meu ginere. Ce să mai fie și asta pentru Dumnezeu? Scuzați-mă, doamnă, că am dat așa. Nu-i nimic, nu te simți bine? Sufer de inimă, uite apă. Dă-i apă, Bel tot. Mi-e mai bine. Acum nu mai am nimic. Dar ce înseamnă asta? Spuneți-mi și mie, ce înseamnă asta? Învie morții? Dumitale, cine ți-a spus? Cum cine? Poftim, numai despre asta vorbesc ziarele. Ia uite aici cu titlul de o șoapă. La întrebarea redactorului nostru dacă a făcut toate acestea în mod premeditat, Marici explică. În acel moment soția mea săvârșise o faptă rușinoasă. Deși decepționat, o iubeam totuși pe această femeie și în acele clipe dureroase... Trește, rog, peste banalități. Da, trec. Nu cumva sfera și el vine, nu mai mă întrerupeți, vă rog. Așadar, gata. Atunci mi-a venit ideea să mă îndepărtez de aceste locuri și să mă stabilesc la Viena. Am tras la un hotel unde am rămas închis 2-3 zile departe de lume, numai cu gândurile mele. A patra zi am coborât. Am găsit niște ziare din Belgrad. Răsfoindu-le, am rămas surprins când am dat cu ochii de fotografia mea. Din titlurile mari de Oșchioap am aflat că m-am sinucis înecându-mă în Dunăre. Stați, mai întâi mi-a venit să râd, apoi m-a străfulgerat un gând. Ia te uită,
Asta ar putea fi cea mai fericită ieșire din impas. Apoi, spre norocul meu, am găsit de lucru într-o fabrică, unde am stat 3 ani încheiați, fără să fiu descoperit de cineva. Stați, atunci spuneți-mi și mie, noi pe cine am mormântat? Stai, care răspund și la această întrebare? Da, exact, la întrebarea redactorului nostru, cine este necatul, domnul Marici ne-a răspuns. Cred că necatul ar putea fi fostul meu supraveghetor de șantier, Alioșa. În ziua în care urma să plec, Alioșa a venit să-mi spună că l-a părăsit soția și că vrea să se arunce în Dunăre. Eu l-am îmbărbătat, i-am dat bani și niște haine în care se aflau probabil și acte de ale mele. Numai el poate fi necatul. Da, acum am aflat tot. Da. După cum vedeți, situația este disperată. Te cred. Ce să zică domnul Giuriș când o află? Ei, și ce dacă o să afle? Așa, păi omul ăsta și-a investit toată experiența, toată faima și toate legăturile lui în afacerea asta uriașă în care noi ne-am investit banii și priceperea noastră. Dacă Mariș trăiește, toată afacerea se prăbușește din temelii. Se simplu? Duce de râpă marele consorciu tehnico-financiar Iliria. Dar ce legătură are Iliria și altele cu chestia de care vorbim noi? Da, cu ce legătură? Păi noi toți am investit în afacerea asta tot ce am avut. Numai pentru taxe și reclamă, domnul Novakovici a avansat peste 500.000 de dinari, bani pe șin. De ce crezi tu? Domnul Lubomir Protiș, viitorul meu ginere, a fost ales director tehnic al acestei întreprinderi, fiindcă este un mare specialist și a publicat acum 2 ani epocala operă științifică despre ameliorarea terenurilor inundabile. De pe baza ei a fost numit profesor la universitate. Lasă, tată, socrule, mai vorbește și despre altceva. Vreau să explic. Dar ce au de a face asta toate cu tine și cu noi? Au, pentru că, în primul rând, acest mare consorțiu tehnico-financiar nu are capital. Tot capitalul lui este directorul general, domnul Giurici. Știi, fratele ministru. Ei, la drept vorbind, ne trebuia capital, fiindcă chiar în clipa în care vom primi concesiunea, se prea poate să o vindem. Reclama însă s-a făcut pe cheltuiala domnului Novakovici. Iar drept ca o spune, pun eu casa mea cu 3 caturi de pe Terezi. Păi dacă mi-aduc eu bine aminte, era vorba să o dai zestre fetei. Până în altă o pun cauțiune și asta nu-i treaba ta. Vă certați pentru Iliria în timp ce mortul se poate năpusti dintr-o clipă într-alta asupra noastră. Ori de câte ori se deschide ușa, tremur de groază. Și ce? Ia să vină încoace. Să vină! Da, sigur. Da, dar se pune întrebarea ce facem, cum ne purtăm față de el. O să ne purtăm față de el ca față de un mort. Eu unul să știu ce am să fac. Pur și simplu nici n-am să-l bag în seamă, ca și când n-ar exista. Va să zic că dumneata ești de părere să nu-l luăm în seamă, nu-i așa? Da, și când n-ar exista. Da, dacă e vorba așa. Ce e, Ana? A venit domnul Pavle Marici. Ce facem? Îl primim? Să intre! Poftiți, domnule. Bună ziua! Eu credeam... Mă așteptam să... La ce dracu te așteptai? Nu cumva ți-ai închipuit că o să leșinăm când o să te vedem? Nu, la așa ceva drept să spun nu mă așteptam, iubitul meu moștenitor. Dar îmi ziceam și eu să mă întâmpinați cu bucurie, ca niște rude bune. Dar ce Dumnezeu, doar m-am întors din morți. Asta te privește. Nu mă privește numai pe mine, ci și pe rudele mele. Cum adică? Rudele, da. Oare nu e firesc ca soția să se bucure la întoarcerea soțului pe care îl credea mort? Sau dumneata, Spasoie? Am auzit că la tribunal ai adus dovezi că mi-ești ruda cea mai apropiată. Păi, o rudă apropiată ca dumneata ar trebui să se bucure. Deci, ar trebui? Parcă eu zic că n-ar trebui, dar... Ia, ascultă, nu-ți dau voie să-ți bagi joc de simțimentele mele. Ba străznește prin cap să mor și eu trebuie să te bocesc, ba străznește să învii și eu trebuie să mă bucur. Dar ceilalți n-au nimic de spus? Prietenul și asociatul meu, de pildă. Noi am rupt orice legătură, domnule, încă de pe când trăiai. Da, ai dreptate. Da, domnul Anta, ruda soției mele. Da, hai să-l iertăm, să sărim peste mine. Chiar așa că bine zis, să sărim peste mine. N-are nimic de spus nici tânărul meu prieten, domnul Lubomir Protiș, pentru care am avut atâta dragoste și în care am avut atâta încredere, încât i-am... Vă rog, domnule, să vorbim despre asta între patru ochi. Da, mă rog, cum dorești. Poate că și dumneata, domnule Anta, ai vrea să vorbești cu mine tot între patru ochi. Eu credeam că n-am înțeles ce dracu, săr peste mine. Da.
Nici nevastă mea nu are nimic să-mi spună. Te rog să te adresezi soțului meu. Domnule, fosta dumitale soție s-a recăsătorit în mod legal cu mine și căsnicia noastră e cât se poate de fericită. Așa. Nu înțeleg cum îndrăznesc să-i vorbești și să-i jignești iar. Dar eu n-am murit, eu trăiesc. Asta trebuie să o dovedești, domnule. Da, da, cum să ce crezi că merge așa? Te-am înmormântat creștinește și încă cu ce pompă. Eu am umblat alături de vădvă în urma sicriului. Ginerii mei a ținut un discurs la mormântare. Da, fata mea a purtat doliu 6 săptămâni. M-am depus și o coroană de flori la mormânt. Ce mai vrei? Va să zic că după dumneata nici nu mai avem ce vorbi. Păi despre ce să mai vorbim? Da, nu ți se pare că întoarcerea mea schimbă radical situația? Că, că schimbă din temelii mersul lucrurilor, nu? Care cum? Păi uite, tocmai despre asta ar trebui să vorbim, nu? Dacă ți închipui că întoarcerea dumitale este o amenințare pentru noi toți, atunci trebuie să spun că te înșele, amarnic. Crezi că tot ce s-a înălțat după moartea dumitale este atât de ușor de dărâmat? Află că te înșeli. Nu ai de ales. Singura treabă, cum se cade, pe care o ai de făcut, este să te întorci de unde ai venit și să te împaci cu gândul că ești mort. Da, ar fi și asta o ieșire, dar mai e una. Și eu pe asta am ales-o. Care? Să rămân aici printre dumneavoastră. Să rămân între noi. Da. Vă rog să mă iertați, domnilor, dacă v-am deranjat. Trebuia să mă întâlnesc cu dumneavoastră înainte de a porni la acțiune. Acțiune? Da. Am plecat, domnilor. Ce? Stai! Ăsta e ultimul dumitare cuvânt? Da, sunt viu și vreau să trăiesc. Parcă noi nu vrem să trăim. Amta, dă-mi fuga după el să spune. Și noi vrem să trăim. Și noi vrem să trăim. Sigur. Și în adevăr, uzurpatorii, beneficiarii morții prezumțiale a lui Pavle Marici, au început să se agite. Și Spasoie, și Anta, și Rima, și Novakovici, și Lubomir. Iată-ne de pildă la Spasoie acasă, unde acesta stă de vorbă cu fica lui, Vuchița. Nu înțeleg, dar nu înțeleg de ce vă ascundeți de mine. De ce nu-mi spuneți și mie adevărul? Anu, auzi, stabilim ziua anunții, dăm sfoară în țară, tipărim până și invitațiile. Și deodată, stop. E nemaipomenit. Și de ce? Ei, să vezi, și mie și logodnicului tău ne-a căzut o belea pe cap. Nu ne mai arde la niciunul de nuntă. Și acum, colac peste pupă, să mi-o mai aduci pe cap și pe Dandiania. E insuportabilă. Zău, tată, ori de câte ori mă duc la ea, nu găsește altceva de vorbit decât despre noaptea anunții. Da, nu mai și numai despre asta. Nu știe decât să se fandosească și să suspine la înguros. Asta nu e un cusur, fata mea. Fiecare om suspină după un ideal. Dar ce, noaptea anunții un ideal? Idealul fată este ceva pe care omul nu-l poate atinge. Și eu trebuie să-i spășesc, fiindcă ea nu și-a atins idealul? Da, nu. Bună ziua, Dudei Vuchița. Bună ziua, domnule Anta. Vuchița, lasă-ne singur că avem de vorbit despre treburile noastre. Ei, ai dat de el? Da, e un fel de jurnalist. El zice că e publicist, da? Scrie așa, știi, clandestin. E taman ce ne trebuie. Ai aflat și cum îl cheamă? Da, Mladen Djakovici. Și că nimeni nu se poate măsura cu el la scris. Ce mai spune că are o putere în condei, că tot ce e alb iese negru, iar ce e negru iese alb. Ar consimți să vină încoace? Și că ești și tu amenințat. Iar începi, firar să fie de treabă. Nu poți să nu te mai agăți de mine. Stai că am zis și eu o vorbă, ce sare țandara pentru păi vorba aia să nu mai spui, te rog. Uite-o pe Duduia Agnea. Dar cum, ești acasă singur, frățioare? Nu, e și Vuchița. Vuchița! Ia vino în coace, hai fuga, fuga că a venit Andrei. E timpul să mă duc. La revedere, Duduia Agnea. La revedere, la revedere. Ce-o fi făcând fata aia de nu se mai arată odată? Vuchița, lasă-o, Vuchița. Lasă-o în pace, aș vrea să vorbesc ceva cu tine. Ce drăguț ai de vorbi cu mine. Ia-ți-o pe Vuchița și porovoiește cu ea, când poftești. Aș fi vrut să te întreb și eu, de ce ai amânat nunta? Știi oare că în oraș se vorbește urât despre asta? Grozavă, îmi pasă mie de ce vorbește lumea în oraș. Ascult să spun eu ce este altă dată. Vuchița! Vuchița! Da. Erai fată pentru Dumnezeu. Bună ziua, Tandi! Bună ziua, drăguțo! Uite ce ți-am adus. Oh, ce frumoase flori! Să știi că le-am ales cu mâna mea la florărie. Da? Am vrut să fie idoma unui buchet care reprezintă pentru mine o amintire scumpă, din vremurile de demult. Da, da. Am primit atunci un buchet de flori, la fel ca ăsta, însoțit de o carte de vizită pe care nu scria decât atât. Flori,
unei flori. Acum înțeleg că de scumpă trebuie să-ți fie amintirea. Dar să lăsăm în pace frumoasele vremuri de odinioară și să vorbim mai bine de prezent, de viitor, de tine. Dar ce-o fi cu logodnicul? De ce nu? Lasă, că vine el, nicio grijă, nu mai fi așa de nerăbdătoare. Ce plăcută nerăbdare, nu-i așa? Să mergem în lăutaia ta, Vuchițo. Ne întoarcem îndată în spasă. Da. Flori peste flori. Intră. Bună ziua! Sper că n-am greșit adresa. Cu cine am onoare? Eu sunt Giacomici. V-a vorbit, sper, domnul Anta. A, dumneata, ești jurnalistul cu pricina. Ba nu, domnule, sunt publicist. Jurnalistul este legat de ziar, de redactor, de editor, pe când eu sunt liber. Scriu de toate. Broșuri, manifeste, pamflete, etc., etc. Păi, în chestia noastră, cam de etc., etc. aveam nevoie și... Da, voiam să stau de vorbă cu dumneata. Am auzit că dacă e să te pui contra cu cineva, ești în stare să-i dovedești că negru e alb și viceversa. Domnule, orice lucru se poate contesta sau dovedi. Totul depinde de forța logicii. Să fie oare adevărat că dumneata stăpânești logica? Da, domnule, logica e puterea mea. Da. Vedeți, Dumnezeu îi dă fiecăruia câte ceva. Dumneavoastră, de exemplu, v-a dat bani. Mie, logica. Aha. Aceste două lucruri nu se găsesc niciodată împreună. Da. Dumnezeu mi-a dat mie una, iar dumneavoastră pe cealaltă, zicând, eu v-am dat, iar voi faceți schimb. Adică? Tu pune-i la dispoziție domnului Spasoe logica ta, iar el îți va pune la dispoziție banii lui. Ce faci? Ia spuneți-mi acum despre ce e vorba. Cum stă chestia? Chestia stă cam așa. Un om a murit acum 3 ani. Când l-am și înmormântat. Da. Am fost în persoană la înmormântare. Da. Da, vezi că acum trebuie să dovedim că e mort. Asta e cât se poate de simplu. Am să-i spun, ascultă, domnule, ai murit, ești bun mort. Da. Poftim și dovezi dacă nu crezi. Primo, nu mai ești în viață. Păi nu spun că trăiește. Cine trăiește? Cine? Ăla care e mort. Zău, dacă mai înțeleg ceva. Nu, vreau să zic că a murit. Așa cum ți-am spus. Ba l-am și mormântat acum 3 ani de zile. E, și uite că acum a apărut netan, nesan și trăiește. Încurcată chestie. Dar de câte ori n-am dovedit eu că un om e viu, cu toate că el era mormântat de ani de zile. Adică? Da, una e să dovedești că un mort e în viață și alta că un om viu e mort. Înțeleg, dar dacă există dovezi. Anunțul mortuar, mormântul. Mormântul nu e o dovadă atunci când omul există. Bine, dar asta, cum îi zice, forța logicii dumitale n-ar putea să dovedească precum că nu există. Dacă stăm și ne gândim bine, cu scrisul nu o să facem mare lucru. Afacerea poate ajunge în fața judecății și... Ce vorbe? După câte înțeleg eu, aveți toate motivele să ocoliți judecata. Păi ce, tu spune și dumneata, ce-mi trebuie mie judecată? Vedeți. Da, zic că ar fi mai bine să mușamalizați afacerea. Credeți-mă că n-am niciun interes să vă dau un asemenea sfat. Dacă scriam, aș fi în casa mult mai mult pe când așa, numai pentru un sfat. Trebuie să mă mulțumesc cu, să zicem, 1000 de dinari. Ce ai spus? Da. Cum, 1000 de dinari fără să scrii un rând? Da. Și ce trebuie să fac? Vă adunați cu toții, îl declarați pe mort înviat nebun și îl trimiteți la consultație. Aranjați așa ca individul să fie declarat nebun. Să nu aveți nicio grijă. La noi e mai ușor să dovedești că un om e nebun decât că e zdravă. Astea sunt lucruri care să cer chipzuite bine? Păi, se înțelege. Acum cred că v-ați convins că n-am cerut prea mult, nu? Aștept banii. Păi, ce? Păi, se poate. Dacă mi-a dus și aminte. Poftim. Vă mulțumesc, domnule. Și oricând veți avea nevoie de mine, vă stau cu plăcere la dispoziție. Da, foarte mulțumesc. Nu vă mai stânjenesc. La revedere. La revedere. 2000 de dinari. 2000. Bine că s-a dus. Da. Am scăpat de ea. Cine voi chița, tati? Vorbești de soară mea, Ania? Dacă ești de ce curioasă, e ceva de speriat. Ascultă, fata mea, lasă-o în plata domnului. Știi, voiam să spun că îl aștept pe fratele domnului ministru. Avem de discutat despre niște treburi ale noastre pe care nu se cade să le auzi tu. Dar la ce bună atâta vorbă. Știi doar că eu nu te stânjenesc niciodată în afacerile tale. Buchița! Ce surpriză!
Bine că ai venit, nu mai eram în stare să-ți împiept singur logonușii tale. Cu ce m-am făcut vinovat? Auzi, tăticule, mă întreabă. Acum nu te mai închisești deloc pe mine? Deși până mai ieri veneai să mă vezi de câte 2-3 ori pe zi. N-aș vrea să mai crezi vinovat. Nu, știi ce? Te mai bine duceți-vă amândoi dincolo. De când de lumea, logonicii s-au înțeles mai bine între 4 ori. Asta așa-i, așa-i, hai Vuchița, hai să mergem. Eu acum? Conașule, doamna și domnul Novakovic sunt afară. Da? Ce fi cu ei? Să poftească. Da. Și fii atentă. Aștept un domn. Cum vine, mă anunți. Da. Bună ziua! Bună ziua! Dar cum să face că ați venit pe la noi? Așa, ne anunțați. Dar cum ne anunțați? Nu i-am făcut domnișoarei Vuchița că am să vin să o iau ca să dăm o raită prin prăvălii? Nu, nu mai e nevoie să vă osteniți. De ce? Păi tot am în anunta, amânam și târguielile. Dar la noi să știți că sunteți totdeauna bineveniți. Și o să mai bucure Vuchița? Păi atunci hai la ea. Da, numai decât. Da, mai întâi să vă întreb ceva. Parcă ziceați că vreți să treceți pe la un avocat. Da, ați fost? Da, am fost. Aha. Avocatul zice că singura ieșire ar fi ca primul soț să ceară divorțul, iar după pronunțare eu să mă căsătoresc din nou cu ea. M-am și hotărât să-i fac oferta asta. Da, cui și eu faci? Răposatul. E trebuie să mă înțeleg cu el. Adică să te duci la el și să rogi să binevoiască să dea divorț. Lucrați deci pe cont propriu? Păi de, domnule Spasoie, când vaporul se scufundă, fiecare caută să-și salveze mai întâi propriei piele. Așa gândeați dumneavoastră. Da, ați uitat că odată cu vaporul ăsta o să scufunde și jumătatea de milion a voastră, bani pe șini. Nu cumva vrei să spui că... Ba, asta vreau să spun. Bobocilor, în afacerea asta rolul principal nu l-are căsnicia voastră, ci Iliria. Trebuie să luptăm cot la cot. Ați uitat asta? N-am uitat. Hei, dacă n-ați uitat, atunci aveți răbdare. Uite, eu, bunăoară, chiar acum am o întâlnire foarte importantă cu un om cu multă trecere. Pun mare preț pe ajutorul lui. Bine, o să avem răbdare. Mă rog, acum duceți-vă în odaia de alături la Vuchița, da. Și o să-l găsiți acolo și pe logodnicu ei. Da. Hai. Vă caut un domn. Va fi domnul Giurici, să intre. Da, poftiți, vă rog. Dumneata, ești, Pavle? Unde dracu ai ieșit iar? Cum, nu te-ai obișnuit încă cu gândul că o să mai dai ochii cu mine? Ia, ascultă. Toți suntem singuri, noi între noi. Ce ar fi să vorbim deschis cu cărțile pe față? De la om la om. Da, bucuros. Poftim, ia, stai jos. Mulțumesc. Așa. Uite, aș vrea să-mi spui. Ce ai de gând să faci de acum încolo? Da, să spun, nu e nicio taină. În privința domnului Milan Novakovic, de exemplu, care mi-a furat nevasta, da. Și a nevestimii care m-a rănit adânc. Da, o să cer divorț. Nu, nici gând n-am să cer divorț. Da, ce? Nu. Asta este o chestiune care o să rămână totdeauna deschisă. Aha. Îi las așa în pace să trăiască în afara legii. Da, în privința golanului ăluia cu datoria de 10.000 de dinari, ce ai de gând? Ăsta e lucru cel mai neînsemnat, cel din urmă la care mă gândesc. Aici ai dreptate, fiindcă la drept vorbind, el nu te-a jegmanii pe dumneata. Pe mine mă jegmă. Da, ei, atunci îl las în seama dumitale. Urmărește-l până în pânzele albe. Acum, asta... Da. Ce voiam să te întreb... Dar cu mine cum rămâne? Întreaba asta, lucrurile sunt cât se poate de limpezi. Dumneata m-ai moștenit numai fiindcă tribunalul a fost făcut să creadă că a și murit, nu? Ne. Cum însă eu nu sunt mort, nu mai există nicio moștenire. Ce, cum? Da. Ce? Așa că o să te muți din casa asta, pe care o să-mi o dai îndărăt, o să-mi dai îndărăt toată averea mea. Bă, asta ar fi, ca să zic așa, o crimă curată. Știi doar că sunt un membru de vază, un membru stimat al societății, că sunt... Asta cam așa e, da. Mi-aduc aminte că înainte de a-mi fi furat averea nu erai nimic. Nu te lua nimeni în seamă. E, uite, am eu un plan. Strașnic plan. Hai să vezi, nici eu, nici dumneata, nu o să rămânem în pagubă. Mă rog, să auzim. Uite, mai întâi trebuie să divorțez de fosta dumitale nevastă. Aha. La treaba asta o să-ți dăm toți o mână de ajutor. Așa. Uite, numai eu o să-ți aduc atâtea probe că ți-ar ajunge pentru 3 divorțuri, nu numai pentru unul singur. Da. Și pe urmă? E, pe urmă, odată divorțat, o cer de nevastă pe fata mea, pe care eu am să-ți o dau cu amândouă mâinile. Așa. Iar ca zestre îi dau toată averea care a fost pe vremuri a dumitale. Da, interesantă propunere, păi, nu? Ce zici. Da, cu alte cuvinte, aș ajunge în felul ăsta propriul meu moștenitor, nu? Păi. Toate bune, dar un lucru nu înțeleg. Fica dumitalei e logodită. Păi din asta poți să-ți dai seama ce sacrificiu fac. Renunț la un profesor universitar. Da, vreau să cred că viitorul dumitalei Ginere ar rămâne credincios cuvântului dat fiicei dumitale, nu? Chiar dacă s-ar întâmpla să pierzi averea
pe care i-ai făgăduit-o ca zece. Cu siguranță, fiindcă este un tânăr foarte onest, da, crede-mă, da. Rar întâlnești un om cu un caracter ca lui. Da, te cred, te cred. Dar dacă acest caracter rar și-ar pierde postul de profesor la universitate, cum? Fiica dumitale ar rămâne credincioasă logodnicul ei, a? Ei, asta, ce să zic, e un semn de întrebare. Da? Ei, atunci să știți că vă aflați într-o situație foarte grea, fiindcă una ca asta se poate întâmpla. Ce se poate întâmpla? Da, da, viitorul dumitale ginere nu v-a spus niciodată nimic despre lucrarea care l-a făcut celebru? Nu, nimic. Uh-huh. Dar nu înțeleg. Când am plecat de acasă, i-am încredințat spre păstrare un manuscris, rod al cercetărilor mele științifice. Da, da. Și după ce m-ați dus cu toții la groapă, el a tipărit lucrarea mea. Ce? Însă sub numele lui. Cum adică lucrarea aceea? Da, chiar aceea pentru care a primit o catedră la universitate, pentru care a fost proclamat savant, pentru care a ajuns director al Ilirii voastre. Ce? Și pentru care a ajuns viitorul dumitale ginere. Ce? Și pentru care i-a și făgăduit o asemenea zis. Cum, și acum vrei să... Da, de-alminte și așa am pierdut prea mult timp. Da, bună ziua. Bună ziua, onorabilă rudă apropiată. Bună ziua. Lipomir! Lipomir, vin aici. Da? De ce m-ați chemat? Marici a fost aici. Da? Adineori a plecat. Ce voi? Mi-a povestit niște lucruri foarte ciudate. Probabil ceva de pe lumea cealaltă. Nu, stai binișor. El susține sus și tare că are dovezi că ți-a dat spre păstrare un manuscris. Iar tu, după ce l-ai petrecut la mormânt, te-ai întors frumos la casă și l-ai dat la tipar sub numele tău. Da, și ce-ar fi trebuit să fac? Să vâr manuscrisul în sicriu și să-l mormântez odată cu el? De la un mort iei totdeauna tot ce poți lua. Unul ia nevasta, altul lucrarea, altul casa și averea. Ce? Fiecare ce apucă. Ascultă, te poftesc să nu fii obraznic, să nu uiți respectul pe care îl datorezi tatălui logodnicii tale. Cum se poate, tată socrule? Cum să uiți respectul pe care ți-l datorezi? Da. Dar asta este o discuție de afaceri. Da, de afaceri, dar cu Iliria cum rămâne? Care e Iliria? Păi ești doar directorul ei, întreprinderea de importanță mondială. Dacă te dă afară de la universitate, dacă îți pierd titlul de savant. E bine... Află că plecarea mea n-ar fi o mare pierdere pentru întreprindere. Pe când dacă ți-ai pierde dumneata averea, care reprezintă garanția față de stat. Ce? Mai ai să-mi spui ceva? Mai am nimic. Dacă o să mai ai totuși nevoie de mine, mă găsești în odaia logotnicii mele. Firei, halal ginere. Vă caut un domn. Da! În sfârșit, el trebuie să fie domnul Giuriș, fratele ministrului. Da, să intre, poftește-l, poftește-l imediat să intre. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, Giuriș! Ați picat tamala țang, poftiți, vă rog, luați loc. Sunt curios să aflu dacă ați obținut ceva. Da, nici gând să cadă la învoială, din potrivă, vrea să ne atace pe toate părțile. Amenință, v-a să zică... Că pe mine mă amenință, o să-mi ia avere, o știți acum. Însă el amenință și pe gineri meu. Așa? Pretinde nici mai mult, nici mai puțin decât că el ar fi scris lucrarea aceea științifică. Iar ginerele meu, pasămite, i-ar fi furat-o și ar fi publicat-o sub numele lui. Da, asta e o acuzație gravă și vine într-un moment foarte nepotrivit. Nu, tocmai acum când afacerea Iliria o să fie discutată în Consiliul de Ministri. Oricând putem fi acuzați că am smuls cu sila concesiune. Și concesiunea asta înseamnă milioane. Milioane! Nu, trebuie să ne gândim foarte serios cum să ieșim bazma curată din încurcătura asta. Da, gândiți-vă, vă rog, pentru mine, că eu mai sunt în stare. Gata, să nu ne pripim. Afacerea trebuie privită dintr-un punct de vedere mai general, nu? Aha. Din punctul de vedere, ca să zic așa, al intereselor de stat. Păi dumneata n-ai băgat de seamă că în asta e ceva organizat? Ceva anume pus la cale în scopul distrugerii. Ia să le luăm pe toate pe rând și să vedem ce atacă. Da. Să zică, în primul rând vrea să distrugă căsătoria. Și ce căsătorie fericită. În al doilea rând vrea să surpe proprietatea. Proprietatea particulară? Da, și tocmai proprietatea mea.
Abia acum încep să văd eu adevăratele intențiile acestui individ. Păi cum? Și îngrijorarea dumitale în clipa de față nu poate rămâne numai a dumitale. Ea este a întregii societăți, ba mai mult, a statului, dacă vrei. Nu am mai încape vorba, pe sigur că vreau. Ba chiar consimt ca statul să ia asupra lui grijă. Și acum ia să vedem cum va proceda legea. Că el va veni și va zice... Grindașta e a mea și rog legea să-mi înapoieze. Legea săraca, fiindcă da, e lege, n-are încotro și spune: grinda este a ta, ia-o. Săraca. Dar ce se întâmplă dacă pe grinda asta e zidită o casă? Așa. E oare posibil ca pentru a obține o grindă să dărâm o casă? De cum așa? Ce este mai mare, mai important, domnule, te întreb? Casa sau grinda? Cum așa? Întocmai. Ei, așa. Da. Și acum închipuieți că Iliria e o casă. Fiindcă întreprinderea noastră e așezată pe o temelie largă, cum bine știi. Și vine de unde n-ai gândit un oarecine și zice: ia să-mi dați grinda mea. Bine, bine, zic să-ți o dăm. Dar dacă scoatem grinda, se prăbușește casa. Păi nu. Toată Iliria ne cade în cap, domnule. Da. Îngrozitor. Și unde mai pui că... N-ai cumva pe aici la îndemână un telefon? Da, poftiți, vă stă la dispoziție. Așa. Da. Alo, 3745, te rog. Da, aștept sigur. Să vezi dumneata acum. Așa. Domnul șef de cabinet? Dumneata ești domnule Marcovici. Bună ziua, aici Giurici. Dar ce să mai aude cu... Da. Hai, nu mări. Sigur, mulțumesc foarte mult. Iliria. Da. Iliria, minioane. Da, cu grinda, cum rămâne? Grinda, știți, dacă o scoate, să dărâmă casa. Lasă-o, dragă, n-ai nicio grijă. Acum suntem stăpâni pe ce face. Găsesc eu o soluție, băi ce. Ba chiar de pe acum am un plan. Da? Să n-ai nicio grijă. La bună vedere. La revedere. Iliria. Copii, uchița, domnilor. Veniți încoace. Domnilor și domnilor, am obținut milioanele, am obținut concesiunea. Veniți cu toții să vă mărțișez. Firește, obținerea concesiunii făcea și mai necesară dispariția răposatului înviat. Prezența lui ar fi încurcat toate socotelile. De aceea Spasoie începe să pună la cale fel de fel de planuri. Își țese plasa ca un paianjen ajutat de toți ceilalți. Iată-l în biroul lui, înconjurat de tot felul de dosare și scrisori. Iliria, Iliria, așa... Domnul. Cine e? Nu știu, îl cheamă mine. Să intre. Da. Vă salut. Am o scrisoare pentru dumneavoastră de la doamna Rina. Altă scrisoare, doamne, dar multe scrisoare m-au năpădit în dimineața asta. Ia, asta e de la doamna Rina. Da, dumneai m-a îndrumat la dumneavoastră. Da. Da, doamna Rina îmi scrie că dumneata ești un consopis la avocatul Petroviș. Și zice că la avocatul ăsta a venit un individ cu numele de Pavle Marici. Da. A pornit 4 acțiuni. A, șeful dumitale a și înaintat acțiunile? Nu, acum le redactează. Iar când le termină, eu o să le copiez. Foarte bine. V-a să zic că dumneata le copiez. Dar dumneata ai să tărăgănesc cât mai mult, nu-i așa? Crede-mă că o să te răsplătim cum se cuvine. Știți, dacă mi-ați acorda un mic împrumut, l-aș primi fără nicio rezervă, vă spun. Aha. O răsplată, credeți-mă, ar fi o jignire. Da. Dar un împrumut... Da, cam la cât ai gândit să se ridice jignirea asta? Pardon, adică împrumutul? Da, asta voiam să zic. Mi-ar trebui, să zicem, 500 de dinari. 500 de dinari? Poftim.
Vă mulțumesc, doamne. Știți, vă rog foarte mult, da. Niciun cuvânt despre asta, doamne Irina. Da, mai încape vorba, ce n-ai? Ce știi dumneata și cu Ana Irina, nu e nevoie să știu și eu. Și ceea ce știm noi doi, rămâne între noi doi. Așa, sigur. Da, 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 nu uita, nu uita. Amânare? Amânare și iar amânare. Oh, sluga dumneavoastră. Da, 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 da. Da, da, am aranjat tot și pe asta. Bună ziua! Bună ziua! Am adus fotografia. Crezi că e bună? Ia, ia, ia. Oh, foarte bună, foarte bună. Unde ai găsit-o, domnule? Nu mă întreba prin câte am trecut. Am colindat pe la toți fotografii, mai ales pe la ei care fac fotografii pentru pașapoarte. Am contribuit prin tot felul de cutii pline cu fel de fel de fotografii, până m-a apucat amețeala. În fine, am dat de asta. Da, e strașnic. Să nu uit, în drum am căutat și un local pentru biroul Ilirii. Am și găsit ceva, dar nu sunt decât două camere. Puțin nouă, ne trebuie numai pentru funcționari patru camere. Da, apropo, nu s-ar putea găsi și pentru mine un locșor acolo așa? De capabil ești capabil, n-am ce zice. Da, dar da. Nu știu cum, parcă nu prea faci tu de slujbași la o societate ca cum? Unde pui tu mâna, nu pune Dumnezeu mila. Ascultă, am auzit că Mariți i-a poftit pe toți ziariștii la el acasă. Da, dacă s-a dus la un advocat, ai auzit? N-a sări nici peste tine. Păi atunci ce e de făcut? Trebuie să-i ținem piept. Eu am să mă ocup de proces, iar tu vezi de ziare. Dai o raită pe la toate redacțiile, treci pe la toți de la redactor șef până la expeditor și le spui să aibă răbdare. Numai 24 de ore. Da, da. Mâine am să le dau material pentru cea mai senzațională știre. Bun. Așa le spui bine, și bine. Dacă îi zbutești să-i convingi, te și repezi încoace să-mi dai de veste. Hai, da, da. Hai, pleacă. Bine, 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 am plecat. Hai, hai. Da, 426. Da. Alo? Alo? Dumneavoastră sunteți, domnule Giurici. Să am pardon de deranj, dar să îngroașe gluma. Ați auzit și dumneavoastră? Da, da, și că avocatul lui pregătește acum acțiune pentru tribunal. Și că mai pregătește și o campanie de presă. Așa? A? Ați auzit și dumneavoastră? Cum, cum, cum? Da, da, am făcut tot ce trebuie. Agentului de poliție am spus să fie la orele 10:30 aici. Atunci o să vină și Pavle Mariș. Da, am făcut roșii de un pașaport. Gata, viza. Da, da, sigur. Nu aveți nicio grijă, domnule Giurici. Da, tot o să fie în ordine. Vă salut, la revedere. Acum să lipesc pe pașaport fotografia adusă de Anta. Vă caut un domn, așa. Zice că e de la poliție. Gata, așa. Adul încoace, adul încoace imediat. Poftiți, domnule. Sunt la dispoziția dumneavoastră. Da. Știți despre ce e vorba? Da, știu. Bine, foarte bine. Mai ești cu cineva? Cu doi jandari pe care i-am lăsat în stradă. Prea bătător la ochi. Îi bagi în curte. Iar dumneata ai să stai în odaia de alături până te chem eu. Da, bine. Vă să zic că ne-am înțeles? La cei pentru care garantez eu, nu le dai nicio atenție. Pe urmă, știi ce ai de făcut. Înțeles, să trăiți. Eh, atunci du-te alături. Sofia, condol. Da. Poftim, ginerul tău mi-a luat-o înainte. El a și fost pe la ziare. Da, ai fost, Lubomir? Ce ai obținut? N-am reușit să le smulg decât o amânare de două zile. A trebuit să le făgăduiesc, în schimb, că în vremea asta o să se dezvăluie lucruri și mai senzaționale. A, oricum ar fi să nu ne pripim. Am să mă sfătuiesc în privința asta și cu domnul Giurici. Da. Vuchița e acasă? Nu, nu, nu. Nu, adineoare, a plecat în oraș cu mătușa Ania și nu cred să vină așa de curând înapoi. Ah, uite și pe domnul și doamna Novakovici. Poftim, poftim, luați loc, poftim. Am avut o migrenă îngrozitoare. Toți avem migrenă, cucoană, dar n-avem încotro. S-a îngroșat gluma. A venit domnul Mariș. Domnul Mariș? Să intre. Da. Domnilor, băgați de seamă, fiți pregătiți pentru orice. Da, da, da. Am venit la chemarea dumitale, domnule Spasoie. Bine ai făcut. La urmă-urmă e interesul dumitale. A, așa crezi, dumneavoastră? Nu cred, nu cred, sunt sigur. Dar fiindcă nu prea avem timp, să trecem la chestiune. Cum, și o să stăm de vorbă așa, de față cu toți? Da, 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 de față cu ei. I-am chemat special, fiindcă ceea ce am să spun acum, îl spun și în numele meu și în numele lor. Mă rog, poftim. Dumneata, știi că ești urmărit de poliție? De poliție? Da. Află, domnule, că te acuză că ești agent și membru al unei organizații anarhiste, care are ca scop desființarea statului, a societății și a ordinii publice.
Asta era. Să știi că nu e tot. O să te convingi atunci când am să-ți arăt și faptele. Cercetările pornesc de la furtul unor scrisori din care le ieșea. Scrisorile alea de amor. Așa zici dumneata, poliția însă este de altă părere. Prin așa zisul furt au dispărut scrisorile compromițătoare pentru dumneata. Asta înseamnă că soția mea, dacă va fi nevoie, da, o să depună mărturie în acest sens. Sigur, nu? Că o să depună. Nu, aș vrea să confirme și dumneai. Eu... Da, cred că o să confirme, fiindcă asta se potrivește de minune cu concepția ei despre morală. Oh. Domnule, nu-ți permis să-mi jignesc soția? Nu, o jignesc pe nevastă mea, care nu iese decât concubina dumitale și ce? Poate și altora. Destul, am să depun mărturie, am să confirm. Te cred. Și dumneata ai să confirm, domnule Novakovic? Da, și dumnealui o să confirme. Ba, dumnealui o să mai depună mărturie că ai făcut propaganda anarhistă în rândul muncitorilor de pe șantier, că ai angajat fel de fel de indivizi. Și domnul Novakovic o să depună mărturii pentru asta? Și pentru altele și mai și. Aha. Din rândul acestor martori pe sprinceană nu va lipsi desigur nici onorabilul dumitale ginere. Păi se poate mărturia lui o să fie zdrobitoare pentru dumneavoastră. Nu mai spune. Când ai șters-o peste graniță ca să-ți se piardă urma și ai încredințat acestui tânăr niște manuscrise, după spusele dumitale, de mare valoare. Asta așa e. Așa e. Vezi, vă să zic că nu negi. După mormântare, ginerii mei s-a apucat să le frunzărească și s-a îngrozit. O întreagă corespondență secretă foarte dubioasă. Atunci, ginerii mei, i-a cerut sfatul domnului Iganta, om cu experiență, și amândoi au hotărât că e mai bine să ardă toată corespondența asta pentru pacea sufletului dumitale pe lumea cealaltă, nenorocitule. Și ginerile dumitale o să depună mărturie în sensul acesta? Da. Nu-mi vine să cred. Nu se poate aduna atâta ticăloșie într-o mână de oameni. Oameni, da, am spus bine. Ce? Oameni. Dar la urmă ormi, fiecare dintre voi e un om. Nu se poate să nu aveți în voi un pic de omenie. Avem și o să vezi că avem. O să vezi îndată ce omenos sunt eu, care am ținut seama de rudenia noastră. Eu, domnule, ți-am și pregătit un pașaport cu viză în regulă. E eliberat pe alt nume, fiindcă al dumitale nu poți trece granița. Fotografia însă ți aparține. Poftim. Ia. Un pașaport? Și ce să fac eu cu pașaportul ăsta? Să-ți iei tălpășița cât mai e timp, înainte de a fi împiedicat să ieși din țară. Să-mi iau tălpășița? Da. Dă-l încoace. Nu, dă-l încoace. Este o dovadă foarte prețioasă. Destul. Nu mai rămâne decât să te convingi că toate astea nu sunt vorbe goale. M-ați sunat? Sofia, așteaptă cineva afară? Da, la ușă e un domn de la poliție, iar în curte doi jandarmi. Îi spune-i domnului de la ușă să intre. Da. Că se învăță. Vreau să zic că nu e glumă, e adevărat. Dar vorbiți odată pentru Dumnezeu, e adevărat? Domnule Spasoie, domnule Protici, domnule Novakovici, dumneata, domnule, spune, e adevărat? Vreau să zic că mă așteaptă pușcăria, așa e. Pușcăria sau surghiunul. Pentru ca voi să-mi puteți mânca liniștiți averea. Așa e? Oh, câtă ticăloșie și câtă lașitate. Vă rog să mă iertați că vă deranjez. Vin însă în exercițiu funcțiunii. La mine? Am fost informat că în casa dumneavoastră se află un individ urmărit de toate organele forței publice. În afară de dumneavoastră pe care vă cunosc, îi rog pe ceilalți să-mi arate actele. Da, mă rog. Actele dumneavoastră, vă rog. Eu, acum, nu le am la mine. Nu, e o ruda mea, garantez eu pentru el. Da, bine. Domnul? Poftim. Eu sunt Lyubomir Proti. Da, dumnealui e ginerul meu, profesor la universitate. Mulțumesc. Deci, pentru ruda dumneavoastră garantați. Da. Dumnealui e ginerile dumneavoastră. Da. Mai rămâne dânsul. Actele dumneavoastră, vă rog. Da, pe cine căutați dumneavoastră? Pe fostul inginer Pavle Marici. Pe Pavle Marici îl cauți? Actele dumneavoastră, vă rog. Nu mă numesc Pavle Marici. Nu. Poftim pașaportul meu. Dânsul este membru în Consiliul de Administrație al societății Iliria. În interesul societății pleacă astăzi.
Astăzi, da, ce zic eu, chiar acum. Acum cu primul tren la 11:10. Vedeți, pașaportul are toate vizele în regulă. Da. Cu primul tren la 11:10. Domnule, ați primit instrucțiunile. Acum trebuie să vă grăbiți ca să nu pierdeți trenul. Mă grăbesc. Nu vă fie teamă. N-am să pierd trenul, nu. Da. Mă grăbesc. Am plecat. Misiunea mea s-a încheiat, nu-i așa? Nu, încă te-aș ruga să mai faci un serviciu. Da, ce anume? Ia automobilul meu și repede-te până la gara. Da. Nu mai sunt decât 5-6 minute până la plecarea trenului. Du-te să vezi cu ochii dumitale dacă a plecat. Am înțeles. Așa. Și dă numai decât de știre. Am să vă dau. Bravo. O făcură în și asta. Acu, liniștiți-vă și răsuflați ușurați. Da, să răsuflu. Dar nu pot veni în fire, zău, așa. Nu pot, dar nu pot și pace. Ce e drept? La orice m-aș fi așteptat, dar la asta, va. Da, eu eram sigur de victoria noastră. Dreptatea trebuie să iasă până la urmă la lumină. Sigur. Ați ascultat Moștenitorii, comedie de Branislav Nușici, traducere de Mirko Živković, adaptare radiofonică de Ștefan Tita. Distribuția a fost următoarea: Pavle Marici, George Măruță, artist emerit; Milan Novakovici, Nichi Atanasiu, artist al poporului; Spasoe Blagoevici, Alexandru Giugaru, artist al poporului; domnul Giurici, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Lyubomir Protici, Matei Gheorghiu; Mladen Giacovici, George Groner, artist emerit; Mile, Sorin Balaban; Alioșa, Sandu Sticlaru; Rina, Carmen Stănescu, artistă emerită; Ania, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită; Crainicul, Florin Vasiliu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Paul Stratilat.